În acest an, municipalitatea a aprobat un plan de investiții care cuprinde modernizarea a 32 de străzi cu fonduri de la bugetul primăriei. Pentru aceasta, edilul Gabriel Boriga intenționează să propună consilierilor locali în următoarele două luni contractarea unei finanțări, banii urmând să fie folosiți pentru a se turna asfalt pe mai multe tronsoane. În municipiu nu se mai peticește și nici nu se toarnă asfalt cu roaba, ci se lucrează cu utilaje performante, turnându-se un strat complet de asfalt, a ținut să sublinieze edilul târgoviștean. Până acum s-au asfaltat aproximativ 6, chiar s-au terminat și sunt lucrări de calitate. Vreau să mai dau o veste bună târgoviștenilor. O să propun în următoarele două luni Consiliului Local un nou credit pentru a mai aproba o listă de încă 18 străzi importante ale municipiului Târgoviște care trebuie să intre în reabilitare totală. Am văzut că aceasta este și am constatat cu toții, nu cred că mai este persoană normală care să nu constate faptul că aceasta este modalitatea prin care trebuie să se lucreze. Nu mai peticim, nu mai asfaltăm cu roaba, ci numai cu utilaje de calitate, numai cu asfalt în totalitate, 100%, cu garanție de minim 5 ani. Pe cele mai multe dintre străzile care sunt asfaltate în această vară nu s-a mai intervenit de peste 35 de ani.